dacă se va ajunge la elicopter, am avut o discuție prealabilă cu șeful inspectoratului de aviație de la Ministerul de Interne. În schimb, nu aș vrea să vorbim acum foarte mult pe tema asta. Vreau doar să știți că noi ne-am propus să rezolvăm, să rezolvăm cât de repede se poate problema scoaterii omului din acolo. Deocamdată este un singur elicopter militar și nu întotdeauna este la dispoziția noastră. Mergeți pe varianta șalupe inițial? Am spus că avem un studiu de fezabilitate, noi avem niște cerințe. Din punctul meu de vedere, o șalupă nu satisface cerințele. Nu poate să iasă pe condiții de vreme rea, decât dacă are o mărime foarte mare și atunci nu pot să mă duc spre zonele de plajă cu ea și nu pot să ajung în timp util. Și cu, elicopterul sunt probleme. Depinde de... Intenția este să luăm un mijloc cât mai puternic. Aveți un deadline. Eu am gândit... Vorbim în elicopter imediat de la noi suntem toți cu experiență de mare. Eu personal am avut evenimente mari 11, când armata italiană a reușit într-un timp extraordinar de scurt să vină să ridice omul de la bord. Nu vede de ce noi să nu facem asta. Plecând necesitatea elicopterului pornește și de la numărul de evenimente. De salvare anul trecut. Câte evenimente? Din nefericire spun, noi avem și zona de plajă. Noi n-ar trebui să răspundem ca autoritate de zona de plajă. Ar trebui să fie coordonată de inspectoratele județene de salvare. Și automat să fie coordonată de prefect. Dar datorită acestui răspunderi, avem foarte multe, foarte multe alerte. Un număr exact nu pot să vă dau, cert este că el se apropie de 100. De ce? Orice persoană care este alertată, dispariția oricărei persoane de la plajă este alertată prin un 2 la noi. Deci pentru turiști. În mod normal, noi nu ar trebui să răspundem de acele părere. Nu pentru nave. Cele pentru nave sunt mai puține, din nefericire nu s-au încheiat bine și le cunoașteți. Este vorba de persoana căzută de pe șalupă la Constanța în 2014. Înțeleg că și anul trecut a mai fost în zona corespondentă Sud-Gheorlui, o acțiune și s-a terminat cu bine, zgomul a ajuns la timp acolo, dar fiindcă a fost vară. Dacă am avea evenimente în perioada în care apa este rece, timpul e foarte scurt și nu ai cu ce să ajungi. Aveți un termen limită pentru... Noi am propus acum SF-ul. Mâine am ședința de Consiliu de Conducere și sperăm că va fi aprobat bugetul. Dar rectificarea se face doar în semestrul 2 și de-abia în semestrul 2 putem trece la achiziție. Achiziția înseamnă caie de sarcini, automat 2 luni, dar după un mijloc din acesta nu va fi achiziționat, nu va fi fabricat, fiindcă ele mai repede de 2 ani. Important este să ne propunem și să dăm parcursul. Până atunci, avem elicopterul pe Ministerul Apărării Naționale și ne mai ajută RAS Tuzla, avem protocol și cu CSP-ul. Dar toate protocoalele astea sunt la nivelul la care nava este disponibilă. Noi trebuie să ajungem să avem permanent 24 din 24 o aeronavă disponibilă pentru... Și vă gândiți să-l opereze un operator civil sau militar? Să-l operăm. Noi nu aș vrea să discutăm foarte mult pe tema asta. Știm exact ce avem de făcut. Ministerul și-a dat acordul, cei de la Ministerul Afacerilor Interne și-au dat. Sunt în curs de analiză, dar n-aș vrea noi acum să vorbim foarte mult pe tema asta. Proiectele care... Aș vrea întâi să finalizăm procedura. Deci